Salut! Numele meu e Ștefan și voi sunteți la Finanțe Personale. Ne întoarcem azi cu cel de-al doilea video al seriei Challenge 10.000. Am promis că voi reveni cu un video în momentul în care banii pe care i-am depus în contul de la Interactive Brokers vor fi disponibili. Pentru cine nu știe, am decis să creez un portofoliu public la Interactive Brokers și să depun lunar câte 500 de dolari în contul acela. Voi aborda acest portofoliu ca și cum ar fi singurul meu portofoliu. Voi folosi în acest portofoliu ETF-uri, dar și acțiuni individuale și scopul este să ajung la 10.000 de dolari în cont. Alimentarea contului se va face prin Revolut. Revolut e o companie care îți dă posibilitatea de a crea un cont și prin care poți să transferi bani între diferite conturi de la diferite bănci. Pentru a analiza de astăzi, am ales două ETF-uri și la final voi cumpăra unul dintre ele. ETF-urile alese sunt SPY5 și UDVD. Primul ETF, SPY5, urmărește indicele S&P 500, în timp ce UDVD urmărește indicele High Yield Dividend Aristocrats Index. Acest index conține companiile care au plătit un dividend în creștere an de an pentru cel puțin ultimii 20 de ani. Alocarea pe sectoare în cazul celor două ETF-uri este destul de diferită. În cazul UDVD avem Industrial și Financials pentru două sectoare, în timp ce pentru S&P 500 avem IT și Healthcare pentru primele două sectoare de alocare. Eu consider că Industrials și Financials sunt două sectoare de bază, mai stabile decât IT-ul și am vrut să pornesc acest portofoliu în acest fel. Dacă ne uităm la primele 10 poziții din S&P 500, avem Microsoft pe primul loc, Apple, Amazon, Facebook și de asemenea Alphabet, care este compania părinte Google, cu două poziții. O capitalizare foarte mare pe IT nu este ceea ce caut într-un portofoliu nou. Din acest punct de vedere, am ales să investesc în UDVD. Din punct de vedere al companiilor, US Dividend Aristocrats Index vine cu 116 companii, toate de foarte mare calitate, companii care au plătit în ultimii 20 de ani dividende în creștere an de an. Găsim aici AT&T, IBM, Cardinal Health, ExxonMobil, ABV și Chevron. Acestea sunt doar în primele 10 companii din ETF. Aceste companii sunt companii pe care le-am studiat în amănunt și pe care le-aș vrea chiar și separat în portofoliul meu. Din acest punct de vedere, consider că este mult mai potrivit US Dividend Aristocrat Stock pentru a începe un portofoliu. Un lucru care mi se pare foarte interesant e comparația între performanțele celor două ETF-uri în timp. Deși au companii foarte diferite, cel puțin în primele 10 locuri, US Dividend Aristocrats are 116 companii, pe când S&P 500 are 500 companii în componență. Dacă ne uităm la rezultatul anualizat, pe 5 ani de zile, vom vedea că rezultatele sunt foarte asemănătoare. Pe UDVD avem o creștere de 10,38%, pe când pe S&P 500 avem 10,27% anualizat. Diferențele nu sunt foarte mari, dar faptul că UDVD are un procent anual de creștere atât de bun îmi spune din nou că este un ETF foarte bun care își are cu siguranță locul în portofoliul meu pe un termen lung. Continuând analiza comparativă, putem vedea că în continuare cele două ETF-uri sunt asemănătoare. Pentru US Dividend Aristocrats avem o performanță totală în ultimii ani de 63,86% pozitiv, pe când pentru S&P 500 avem o performanță de 63,06 pentru aceeași perioadă. Din nou, foarte, foarte apropiate. Două lucruri foarte importante pe care putem să le vedem pe site-ul companiei care se ocupă de administrarea acestor ETF-uri sunt bursele pe care se tranzacționează și tickerul, adică simbolul de pe bursă. Pentru US Dividend Aristocrats avem o listare pe Deutsche Börse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange și Borsa Italiană. Pe noi ne interesează să cumpărăm în dolar, deci vom alege London Stock Exchange și vom cumpăra tickerul UDVD. În cazul în care vă interesează să verificați mai multe detalii despre acest ETF în particular,
găsim și codurile Bloomberg și Reuters. Le putem căuta pe Google și vom găsi cu siguranță mai multe date despre ETF. Tot pe acest site găsim și costul de administrare al fiecărui ETF, 0,35% pe an pentru UDVD și de asemenea indexul pe care îl urmărește ETF-ul în caz că există unul. Pentru UDVD urmărim S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. În cazul în care vă interesează în ce anume investește acest ETF, puteți căuta acest lucru pe Google și puteți afla mai multe detalii legate de index. Ok, m-am întors la contul meu de Interactive Brokers. Deocamdată așa arată contul. În portofoliu avem doar cei $500 pe care i-am depus. Detaliile contului sunt următoarele. În acest moment piața este închisă. Vom face un trade și vom pune la cumpărare un ordin cu 9 acțiuni din ETF-ul UDVD. Voi pune ordinul la limit și voi pune un preț puțin mai mare decât este acum pe piață, $54,45 pentru acțiune. Fac asta pentru a fi sigur că se execută la deschiderea bursei. Nu vă recomand să faceți acest lucru, eu îl fac doar pentru a face prima cumpărare și pentru a crea acest video. Este mai rentabil să punem un ordin limit la prețul la care dorim să cumpărăm, chiar și la prețul pieței, și să nu folosim niciodată opțiunea market. Când piața se deschide, vom avea aceste 9 acțiuni în cont. Atunci când faceți investiții, vă recomand să fie foarte bine gândite din toate punctele de vedere. Vă recomand să înțelegeți foarte bine în ce investiți, să nu aveți dubii asupra investiției respective. În cazul în care aveți dubii, mai bine nu investiți. Este mult mai important să nu pierdeți bani decât să investiți în ceva care credeți că o să vă aducă un venit foarte mare și în final o să fie o totală dezamăgire. Este posibil să pierdeți toți banii și nu așa se fac investițiile. De exemplu, printre altele, eu pentru acest ETF am studiat raportul de la Morningstar, unde am găsit foarte multe informații. În acest moment am terminat ceea ce trebuia să facem astăzi. Deocamdată ne oprim aici. Am pus deja primul ordin de cumpărare pe cont și până data viitoare vom avea cele 9 acțiuni în cont. Urmează să facem o analiză a cum a mers această cumpărare luna viitoare. Tot atunci vom depune o altă sumă de bani și vom face o altă cumpărare. Sper că v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și un share pe Facebook unui prieten.